călcat toate metri. Stai, dar nu mai l-am dat jos. Ne aflăm pe Via Huțulca. Dumneavoastră, nu-ți ieriți? Nu știi că aș duci. Haideți cu lămuguri de caș. Băi, am la mulțumim. Mulțumim, noroc. Uite și tu cât e simbol aici. Și aici cap de mort. Salutare, dragi prieteni, astăzi suntem pe Meleaguri Bucoviniene. Ne aflăm pe Via Huțulca. O să parcurgem segmentul din pasul Ciumârna până jos în satul Ciumârna. Am intersectat cu traseul de Via Transilvanica. Știam că aceste două trasee, Via Huțulca și Transilvanica, au un segment comun. Acest traseu este un traseu tematic, iar noi urmărim acest marcaj cu litera H. Prinde mere. Sunt chiar dulce. Ne-am încărcat energiile cu aceste mere. Este și un loc de popas aici și acum ne continuăm traseul. Începem să vedem primele case din satul Ciumârna și de aici văd că ne reacompaniază vântul. Am ales varianta mai ușoară a traseului, în sensul că am urcat cu mașina până la Palma și acum majoritatea traseului o să fie mai mult pe coborâre. Din Ciumârna sper să găsim o mașină care urcă la pasul Ciumârna. Thank you.
continua cumva din greșeală pe Via Transilvanica care duce la Gura Pumorului. Noi trebuia să coborâm prin altă parte și acum ne întoarcem. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Asta e de întrebare, da. Suntem acasă, stăpâni. Ați trecut să nu înțelegeți. Nu, cred că trebuie să ne întoarcem să coborâm în satul Ciumârna, pe acolo. Am văzut că era o cărare. Trebuie să coborâți la Ciumârna și de acolo mai departe. După aia... La Mănăstirea Moldovița? Nu, după aia ne întoarcem la Palma, că avem acolo mașină. Da, e o tură de o zi. După aia o să mergem în Sadova. Dumneavoastră, nu se risc niște caș duci. Haideți că luăm o gură de caș. Da, dacă faceți alea de copată, eu mă duc și mă servim. Aoleu. Ne-a ajutat Dumnezeu cu mulțumim. 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 Da. Ah, super. Eu las pe eu. De unde sunteți? Din Piatra Neamț. Când vii acolo, apoi niște murături cu percuții, cu conopii, dacă doriți. Pălică. Mulțumim, sărmâna. Așa e un aici și ea și se mai... Mulțumim, noroc. Noroc. Ce trebuie aici? Hai, pune și tu un pașă de la mulți ani cu domnul. Aoleu. Dar nu-i tare, e bun. Eu am pus râșcovi, tot așa, la oțet. Dar astea ce sunt? De asta să văd dacă le ghicesc. Creasta cocoșului. Da, da. Așa, conopii de ceapă. Și ce mai aveți aici? Da, cunoaște, ne? Și galbiori, uitați-l aici. Da. Da, păi cunosc și eu, merg la ciperci. Aici suntem la Huțuli, nu? Da, la Huțuli. Gugur? Suntem la Huțuli. Huțuli? Da. Huțuli, da. Aici suntem. Așa suntem. Da, dar ce e un mix de ucraineni cu români? Da, ucraineni sunt așa, nu. Ucraineni sadu Ciumârna, nu? V-am lăsat o zi bună. Mulțumim de tot. Mulțumim tare mult. Sărmâna. Deci ăla-i calul 1, da. Și dealul ăla de acolo cum se numește? Țoante. Țoante? După cum v-am spus, ne-am dus prea în față și am continuat pe Via Transilvanica. Trebuia să coborâm, din păcate nu era niciun indicator, dar întâmplarea a făcut să-i cunoaștem pe acești doi huțuli care ne-au ospătat cu brânză, pălincă, oameni foarte faini. Și acum o să coborâm în sat, după care o să facem autostopul să ne reîntoarcem la mașină. Aici o pasăre care coboară, vezi? Uh-huh. Și aici astea două triunghiuri și ochiul. Uite și tu câte simboluri aici. Da, oar ce-o fi semnificând? Uite și aici cap de mort. Uh-huh. Da, e
aia cred că... Luna, soarele... Asta trebuie să fie pasărea sufletului, cred că. Da, văd struguri aici. Aici este o struguri. Asta, pe astea alte nu mai dau seama. O altă idee ar fi fost să continuăm pe Via Huțulca și acest segment duce la Moldovița. Dar din păcate nu reușim să ajungem înapoi la Palma pentru că mașinile nu vor să oprească. După lungi așteptări am reușit să găsim o ocazie. Am luat mașina și pe drum am văzut acest sat, Paltinu, care are niște dealuri interesante și ne-am oprit să ne mai plimbăm puțin și pe aici. Facem, rămânem aici vreo oră, două? Nu, hai, poate ajungem și în Sadova. Am ajuns la lacul Iezer din Sadova. Pe panoul informativ sunt și niște legende interesante ale lacului. Se spune că pe fundul lacului stă ascunsă o comoară atât de valoroasă încât ar fi nevoie de 5 generații pentru ca familia celui care o găsește să o cheltuiască în întregime. De misterul din lac sunt responsabili tătarii care au ascuns acolo nenumărate bijuterii, aur și mii de bani de argint. Comoara care sălășluiește în adâncul lacului este păzită cu drzenie de vipere și păstrăvi gigantici, care cutreieră apa. Acești paznici neobișnuiți pot lua forme umanoide și veni pe uscat pentru a-i păcăli petrecători și a-i transforma la rândul lor în ocrotitori ai comorii. Dacă reziști în fața chemărilor în adâncuri, aceștia se sperie deoarece ești mai puternic decât ei și vor fi dispuși să îți îndeplinească 7 dorințe. Dacă vei fi necugetat și îți vei dori comoara din lac, dorința ta va rămâne neîmplinită și vei fi osândit la sărăcie. Existența comorii este susținută de un fenomen neobișnuit. O flacără gălbuie, care în fapt nu arde și nu dogorește, poate fi văzută în lac, doar în jurul zilelor importante, precum cea de Crăciun, Paște sau Sânziene. Este și o potecă ce face înconjurul lacului, ceea ce facem și noi acum. Nu este un lac foarte mare, dar dacă sunteți prin zonă, merită vizitat. Aici la lac este ultima oprire și de aici v-am salutat. Ciao!